Sto pronto tot neamul lui cel adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice și în credința dreaptă a bisericii noastre. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sigur că într-o zi frumoasă ca florilor, chiar dacă soarele s-a ascuns după norii aceștia și Dumnezeu slobozește aceste picături de ploaie, care sunt tot o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru pământul pe care îl dorim întotdeauna mai roditor, mai frumos, mai bogat, pentru că niciodată parcă poporul nostru n-a fost atât de bogat după pământul pe care Dumnezeu l a dăruit și despre care vom aminti din nou în Sfânta Biserică. Printre picăturile acestea de ploaie, printre picăturile de lacrimi, printre picăturile de suspin, pe care fiecare dintre frățiile voastre le oferiți astăzi în semn de recunoștință, de prietenie, de colegialitate și de compasiune față de familie pentru cel care a fost acest profesor al școlii românești, Vasile Sofror. Vedeți pe unde vă adăpostiți, vă poftim și Sfânta Biserică, am făcut tot ceea ce este posibil ca să puteți veni cât mai mult în Biserică și cu luare aminte să ne rugăm lui Dumnezeu într-o zi frumoasă de flori, dar o bucurie a sufletului și a credinței, însă o întristare a familiei Sofror, să procedem la această înmormântare. Noi vă binecuvântăm că ați venit într-un număr atât de mare, dragii mei. Sigur, venirea frăților voastre spune esențialul. Ar trebui să nu mai vorbim nimic. Spune totul despre cine a fost fratele Vasile, profesorul de sport de la Colegiul Tehnic Unirea Pașcani. Dumnezeu să le. În urmă jale, regretate muritul, mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator. De celepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte, zicea Domnul, să fie mișloacele voastre cinste și făcliile aprinse. Și fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor. Fericite sunt acelea, iar aceasta să o știți, că de azi stăpânul casei, în care ceas vine curul, ar vechea și nu i-ar lăsa să se spargă casa. Deși voi să fiți gata. Aleluia! 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 Pe tine zici în limba te ave și rugătoare binecuvântată, frate, Dumnezeu, pe care ne dai asupra sfătoare de Dumnezeu nemântită a credincioșilor
ca păcătoși și necredincioși, care părăsesc legea și biserica ta.
dormit. În lumina, în loc de viață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală se vârși, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni viitor, iar pentru-i Dumnezeu. Părtându-i de reclamare, cântarea Aleluia. Am coborât pe pământul acesta din pântecele unei mame.
acolo unde a fost cea mai frumoasă viață a noastră. Română mai are o vorbă. Să scrie ție cum ți-a fost în pântecele mamei tale. Nu prea înțelegem noi de multe ori ce ar însemna lucrul acesta. Dar dacă te gândești că atunci când ai stat în pântecele mamei tale, ai fost ocrotit de toate nălucirile din văzut și nearătate, văzute și nevăzute, de toate primejdiile, de toate furtunile. Atunci când poate mama era flămândă, tu erai sătul pentru că te hrăneai din ultimele picături de energie a trupului ei. Atunci când poate mama era înfrigurată de biscolul iernii, de cerul iernii. Tu stăteai într-o temperatură constantă. Atunci când mama era înfrigurată de anumite necazuri, încercări, provocări, nedreptăți, batjocuri pe care le suferea și nu putea să doarmă de necazurile care le avea, de nedreptățile pe care le suferea. Stătea cu capul rezemat, cu ochii către cer și tu te juca în pântecele ei și ea te mângâia, zicându-ți, stai cu minte, puiul meu, să mă odihnesc și eu. Atunci când mama, în dreptul verii, era plină de sudoare, căldurilor înăbușitoare, tu sorbeai o gură de apă răcoritoare și nu sufereai căldurile acestea. Atunci când ai hotărât să cobori din pântecele mamei, să te bucuri de viața de pe pământ, atunci i-ai adus și cea mai mare durere, durerile nașterii. A răcnit, a strâns, a scrâșnit din dinți, a lăcrimat și când s-a văzut fața, s-a liniștit și s-a bucurat că Dumnezeu a făcut o născătoare de om, a adus viață nouă, a adus făptură nouă, a adus un om care poartă chipul și asemănarea de Dumnezeu. Apoi au urmat ani de pruncie, de copilărie, cu grijile ei, cu tot ceea ce însemna dragostea, blândețea ei, puterile ei, cât i-a dat Dumnezeu ca să ne ofere învățătură bună, educație bună. Și atunci când poate, crescând, ai apucat pe căi greșite, sau acum chiar, dacă o ai încă și nu ești în starea cea bine plăcută lui Dumnezeu, acolo ia în genunchiare, în fața lui Dumnezeu, rugându-se cum nu se roagă nimeni, nici preotul din biserică, cum se roagă ea pentru tine, chiar dacă ea vine de multe ori, cu numele tău, cum pomeni, cu o mică jertfă și pomenea la altarul bisericii, spunându-i preotului, fă rugă, Părinte, și roagă-te bunului Dumnezeu pentru copilașul meu. De obicei, aduc acestor oameni o oltă la mormântare. Se întâmplă că mai ales mama cu mulți copii, unul din ei să fie puiul mamei. Ăsta este al mama sau asta este al mama. Se părea că Vasile Sofron era puiul mamei. Și l-a înțeles lucrul acesta și de aceea a venerat-o pe mamă cât a trăit ca pe o sfântă. Ca pe chipul Maicii Domnului coborât din icoană
în chipul și inima mamei sale. Și dorința lui a fost că atunci când va muri la vreo 90-92 de ani, va pleca din lumea aceasta, să-i cânte cineva cântecul cu mama. Stare se mori pe gânduri și privești. Primăvara floride cântă înfloresc. Amen.
Vreau să spun
că învierea este țelul existenței tale, finalul existenței tale. Și vreau să te dezleg de toate legăturile care au fost asupra ta, cu care te-ai legat prin gând rău, prin cuvânt orcăvit și rău, prin privire deșarte și ispititoare, prin simțurile care te-au dus în desprânare și în desprevălare, prin blestemurile și jurământele cu care te-ai legat sau te-ai legat pe data aceea. Asta este chemarea în această săptămână. Ne pregătim de Paște. Ne pregătim să avem mielul de Paște pe masa familiei. Ce frumos! Chiar dacă, ce spun pe răspunie, chiar dacă răscăriște și jale, enervați-vă, loviți-vă, hrătiți-vă, invidiați-vă. Da? Nu. Fiecare om, gospodar, așa cum erau părinții de Vasile, cum erau și părinții noștri, a generației acestei. Avea și la, dacă mai trece acum, mediul de Paște. Numai că până la mediul acela. Noi trăim numai în perspectiva mediului de Paște, a cozonatului și a plășii de Paște, a lor roșii. Acelea sunt o coroniță. Acelea sunt o bucurie. O mulțumire. Nu poți să trăiești la bine și pe acestea. Dar până la mielul acela, tu ai auzit de mielul pascal? Tu ai auzit de mielul lui Dumnezeu? Tu ai auzit de mielul Hristos? Tu ai auzit de sacrificiul Lui, de jertfa Lui? Tu ai auzit cum și-a împărtășit trupul și sângele Lui prin Sfânta Împărtășare? Tu ai răspuns la această chemare. Tu te-ai împărtășit cu trupul și sângele Lui. Căci în joia cea mare la o cină, pregătind Paștele Iudaic, a pus într-un potir curat, vin, și a așezat pe o tipsie o bucată de pâine. Și a dat binecuvântat, le-a sfințit, le-a schimbat consistența și esența. Și le-a spus ucenicilor, luați mâncați din pâinea aceasta, căci acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi, spre iertarea păcatului și pentru domnirea vieții celei veci. Beți din acest vin din copil, după ce l-am binecuvântat. Căci acesta este sângele meu, care se pentru voi și pentru mulți se va vărsa spre iertarea păcatului. Am înțeles noi jertfa lui de pe cruce. Am înțeles noi mesajele prin cele șapte cuvinte rostite de pe cruce, printre care, uitându-se la mulțime, injectat de credință și de răbdare, fără spiritual, fără răbdare, iar pe retasă, că ei nu știu ce parte. Și-a văzut-o pe mama milă primată și pe ucenicul lui Iman, e apostolul Iman, tânărul apostolului Iman. Și a spus pe mine, nu mai plânge, iată fiul tău. Adică, nu mai pe mine, dar eu să-l încredințez ca fiul pe ucenicul tău. Și lui a zis, nu mai plânge și tu ucenicul tău. Iată mama ta, te încredințez ei ca mama. Și acestea au fost cu mine. A spus, mi-e set. Și ce eu dacă am? O set la mesecatul de ieri, dar nu am fost. Și ce-am mai zis?
Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul tău. Precedate de ieri la masa vată, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de aceea, să știți, această academie, această universitate a sufletului nou, a credinței noastre, ne cheamă la ea. Și ne așează în această bancă a inimii și a sufletului și a credinței, ca să ne învețe mesajele și învățăturile dumnezeiești. Sigur, toată această săptămână este prezentată de ziua de astăzi, cum spuneam și la afară, frumoasa zi a Florilor, care este o zi de praznică, profetez de bucurie. Pentru că a fost o bucurie când Fiul lui Dumnezeu a intrat în Ierusalim și ierusalimitenii, evreii, l-au primit ca pe un rege, ca pe un împărat, cu ramuri de finic sau de salcie, la noi și strigau cum strigau împăratul, Osana, Osana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, Osana, Fiul lui David. Numai că această bucurie imediat s-a transformat într-o întristare și o ură viscerală față de Iisus, Mântuitorul Lumii, care a acceptat patima, judecata nedreaptă, drumul crucii, răstignirea, moartea, și toate pentru mântuirea noastră, pentru restaurarea noastră, pentru a putea redeschide ralii, dragii mei, închis protopărinților Adam și Eva și lumii de până la Hristos, pentru a reda oamenilor paradisul pierdut. Și spuneam că fiecare dintre noi a venit ca sufletul să meargă în acest paradis redeschis de Fiul lui Dumnezeu. Nu se știe, noi nu știm lucrul acesta. Noi numai ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne împlinească acolo și să împlinească pe cei care înaintea noastră pleacă, pentru că așa cum a plecat profesorul Vasile. Dar în drumul nostru, către Dumnezeu, către judecata lui Dumnezeu, s-ar putea să întâlnim oameni întins. Dacă mama a plecat înaintea noastră, s-ar putea ca să fie mâna mamei și să ne ia în ea de mâna și să-l roage ea pe Dumnezeu. Iată-l, mamă, pe Fiul meu. Că eu l-am purtat în mâncă și eu l-am crescut. El mi-a fost drag. Lasă-l și pe el să intre. Și dacă n-am reușit să ajungem, pentru că mama, n-am întâlnit-o pe mama, pentru că mama a rămas poate pe mama noastră pe pământ, când va pleca ea, ne va ajunge din nou în probare. Și din nou ne va lua de mână și ne va duce la Dumnezeu. Și va ruga pe Dumnezeu. Din aceste amintiri scurte despre ceea ce am deja pomenit despre profesor Vasile, cred că ar fi de ajuns și despre câteva cuvinte care le-am zis afară, ar fi de ajuns. Prezența frăților voastre aici arată că l-ați cunoscut mult mai mult de credință. Din punctul meu de vedere, sigur, întotdeauna am avut un respect, am avut o recunoștință față de cel care mi-a fost învățător sau învățătoare, profesor sau profesoară. Și de aceea am încercat la fiecare mormântare de profesor sau învățător să prezint câteva idei, nu neapărat de la mine, dar care mi-au intrat la inimă și care consider că sunt un frumos de recunoștință transformat într-un timp de rugăciune în fața lui Dumnezeu. Tot Părintele Stănioare spunea că nu există misiune și demnitate mai înaltă decât aceea de învățător sau profesor.
pentru că aceștia ar descoperi o lume personală a ideilor și a noțiunilor teoretice, ci fiindcă se îndreaptă cu credințele spre sufletul, spre inima, spre mintea unui copil, unui elev sau unui student. El este cel care face primul pas spre celălalt, cel care își dăruiește sufletul lucrând în favoarea omeniei, de care caută să o dezvolte în învățăt cerului său. Este știut faptul că soarta omului este influențată de părinți, învățători, profesori și, nu în ultimul rând, și de părinți. Numai prin ei se pot descifra tainele cunoașterii și mai ales cele ale lui Dumnezeu. Profesia aceasta este o lucrare din dragoste spre mai multă dragoste. Căci pe măsură ce dragostea învățătorului sau profesorului se revarsă în sufletul învățăcerului, face să crească în el o dragoste răspuns. Ele se întrețin reciproc, menținând cele două suflete într-o strânsă comuniune. Și profesorul Vasile Sofron a înțeles complexitatea și noblețea acestei profesiuni. Chiar dacă a fost profesor de sport, indiferent ce materie preda, indiferent, pentru că metoda pedagogică este comună, metoda de a învăța de învățăcei tăi este aceea și trebuie să fie aceea. El a înțeles complexitatea și noblețea acestei profesiuni. Ca un adevărat păfier, a luminat codecile cugetului generațiilor numeroase de elevi, cărora le-a predat, dacă putem să spunem, această disciplină a sportului, dar pe lângă aceasta, sigur, la multe din promoțiile a fost dirigente, sfătuitor și împreună sfătuitor cu ceilalți colegi ai lui. Conștiința sa didactică de a fi în sintonie totală cu familia și cu școala a impus-o atât copiilor cât și tinerilor pe care i-a deprins arta de a da celor din jur ceea ce este mai bun. Știți că în sport se vorbește de ceea ce înseamnă fair play? Știți că în sport se are în vedere că trebuie să avem un trup sănătos pe care sportul poate menține sănătos, pentru că o minte sănătoasă stă într-un trup sănătos, pensant în corpul. Munca sa arătătoare și persuasivă, de altfel motivantă și plină de energie, consecventă și meticuloasă, a dat roade frumoase pe linia sportului, dar nu numai, având în vedere că 17 ani de zile sau chiar mai mult a fost în această funcție administrativă de director ajung la grupul școlar Mira, devenit acum, am înțeles, colegiul tehnic Mira Pașcan. El a inoculat în copii respectul lor față de cei mai mari, bunul simț, buna cuvință, respectul lor față de valorile perene ale sufletului nostru românesc, la baza căruia stă credința noastră creștină ortodoxă. El a stăruit în a sădi în cei pe care i-a educat bucuria cunoașterii, plăcerea disciplinei sufletești, liberul consimțământ pentru faptele demne, capacitatea lor de a-și rezolva îndoielile și credința, de a nu fi lăsat pradă ignoranței spiritului obtus și obscurantismului. El însăși nu a rămas numai la disciplina de sport, la efortul fizic, și totdeauna a promovat și efortul intelectual
fiind un profesor civic, un profesor cult, lucrul acesta mi l-au spus copiii mei, care erau și prietenii lui, mulți prieteni adevărați. Mulți dintre cei care sunteți aici ați fost prieteni lui. Ai Bicioara și ai iubitele au învărit, care le pune comunității noastre rășcăneni, chiar ca un model, cu necesitatea cu care se impune viața, cu care deterministele naturale își cauză matricele lor spirituale. Aș știu cum să pătrundă sufletul copilului, fascinat de multe orele, cu metodele sale, cu vorbele sale, cu gesturile sale, cu finețea sufletului său iubitor de artă și prin cultura sa, cum a spus. S-a transformat treptat din sursa cunoașterei mediator al activităților de cunoaștere și formare a ei. Abordând cunoașterea sistematică a ideilor săi, a depășit de multe ori barierele formalismului, deschizându-se spre sufletele discipolilor săi, cărora ne-a cultivat un optimist echilibrat, spre a nutri în creștere, în propriul lor potențial educativ și în aplicația tascărului lor. Au fost câteva gânduri despre ceea ce înseamnă, la modul general, un profesor adevărat, așa cum un profesor adevărat a fost și Vasile Sofron. A avut și el pelearea vieții lui, de când a coborât din vârtece de mame, până în zilele acestea, până în această vârstă de 62 de ani. Spuneam de mamă, deja amintim de ea, amintim de meleagurile unde s-a născut și pe care le-a iubit și pleacă cu iubirea lor și cu nostalgia lor și dincolo către cerul greu de Dumnezeu. Cum să nu iubești o zonă cum este Valea Bistriței, un sat și niște români adevărat, cum sunt cei de la Borca, de la Savasa, acolo unde a copilărit Vasile Sofron. Acolo unde oamenii sunt parcă mai altfel decât noi cei de la Câmpie aici, unde vântul bate mai cu putere, furtunile sunt mai puternice. Am fost la Savasa anul trecut și altă dată și am văzut biserica, o catedrală a munților de Valea Bistriței, zidită în ultimii ani, acum, de minunații credincioși de acolo. Noi stăm aici și de multe ori ne împiedicăm unii pe alții. Ne lovim. Ne știm mai ce. Și acolo am văzut o catedrală, cu adevărat, acoperită, fațada ei este făcută din piatră, de munte. A dat Dumnezeu piatră și a spus să fie o pune în zidul bisericii. Și după aceea o transformat în piatra de credință, pe care nimeni, niciun duh rău, niciun dușman, niciun păcălit, să nu poată zdrobi. Pentru că Hristos însăși este piatra din capul unghiului. Piatra care ține toată zidirea. Acest lucru se întâmplă de multe ori în biserică. Am avut și la catedrală aici, unde volta făcută din piață sau din cărămidă, pleacă de la bază, se pune cărămidă peste cărămidă, piatră peste piatră și se încheie pe mijloc cu una. Dacă e să cadă acea piatră, se duc toate celelalte. Aceea ține toată volta, total. Toată volta acelea cheie. Acela este Iisus Hristos, capul bisericii. Împăratul cerului, al pământului.
Acolo a crescut el și în această atmosferă frumoasă a copilăriei, de acolo și-a luat zborul. În anii aceia grei, cum și-a luat zborul și ceilalți doi tați, sora a rămas acolo. Are 80 și ceva de ani, probabil este cea mai mare. Cei doi tați de la Piatra Neamț, fiecare cu cararea vieții lui, fiecare ca și Vasile Curcușurile și Coborușurile lui, luminile și umbrele lui, bucuriile și necazurile lui, reușitele și poticnirile lui din viața de zi cu zi. El și-a luat corul la București, inteligența lui, vigilența, sau să spunem, vigoarea lui fizică, l-a făcut să prindă dragoste de ceea ce înseamnă sport. Știți cu toții că cea mai, din câte știu, renumită universitate de sport este la București, Institutul de Educație Fizică și Sport, așa, ieri, de altă dată, nu știu acum cum se numește, probabil Universitatea Sportivă, ceva de genul acum. Acum sunt o mulțime de academii sportivi, profilul de academii sportivi este de acum. La adevărat, Academie sau Universitate era acolo și acum și la Iași și ceva de centru universitare. S-a întors în Moldova, putea să ia o repartiție bună pentru că a fost un student de mine și a venit la Pașcan, cum spunea doamna Elina, și cum eram noi, generația noastră, să venim mai aproape de tata și de mamă. Era autobuz direct la Borca, la Pașcan. Și imediat de Pașcan pe urcare, pe tot la trei bărbați sau trei sau la Sfeșoară sau la Sfeșoară. Și vinea mai ușor. Aici am întâlnit-o într-o zi, frumoasă a tinereții lui, de învățătoare eminente, dramatică, a școlii noastre pășcănene, Irina, nu zic de cu prezență, o știți poate mai mult decât mine, eu știu sârguința ei, seriozitatea ei, implicarea ei, ceea ce înseamnă învățământul nostru românesc și, în mod special, învățământul nostru pășcănean. Am temeat o familie frumoasă, ca orice familie, că și noi suntem tot o familie, cu cer senin, cu vreme bună, dar de multe ori poate și cu furtună. Și dacă a mai fost furtună în casa familiei Sofran, eu cred că s-a datorat celor două inteligențe fine. Și a lui Vasile și a lui Irina. Știți pe câteodată, două inteligențe fine, așa, la un moment dat creează o scânteie mai mare, așa. Dar întotdeauna a revenit cotoria, pentru că mobilul vieții lor, motivația vieții lor de familie, dragostea lor, nu s-a arătat în altceva de în cele două flori frumoase și binecuvântate, care le-au luminat casa și viața, Alexandra și Laura Patrici. Au crescut și ele, în frica lui Dumnezeu, în grijă mamei și a tatei. Au mulțumit pe tata și pe mama prin studiile care le-au făcut. Le-au dus bucurie când Alexandra s-a căsătorit cu parte de iubire a inimii ei, Alexandru Pantani, și au întemeiat o familie frumoasă, prietenii copiilor noastre, prietenii foarte bune, care prietenilor lor, îl apreciez. Întotdeauna îmi trebuie contact cine ești prieten. Și care îmi spun, copiii sunt sinceri, au fost întotdeauna sinceri. Și ne-am dat binecuvântare întotdeauna. Și am constatat ce prietenii frumoase pot avea tinerii noștri. Și au tinerii noștri. Nu am numai prietenii păcătoase, prietenii condamnari. Nu. Nu. Sunt prietenii frumoase ale tinerilor noștri. Sigur, au lucrat pe tata, când l-a făcut bunic, a lucrat-o pe lume, pe minunată lor fetiță Elinca. Și Laura, Patricia, i-a spus cu mamă și pe tata într-o zi că voi avea un copil. Și a binecuvântat părinții și l-au primit în sufletul și în inima lor. Iar fiica Laurei, o cheamă Emilia, probabil
Doamna Văzătoare Irina a dorit să o veșnicească aici pe Pământ, numele de Emilia, așa a chemat pe eminența la femeie Văzătoare, Emilia Gârgu, alături de soțul ei Vasile Gârgu, tot învățătoare școlii noastre, Pășcăneni, școlii noastre românești. Și într-o zi, probabil mai mult la telefon, am avut de vedere că Laura este plecată și ea ca atâția timpuri ai noștri, departe de țară și de casă, pentru dobândirea plinicele de toate zilele. De ce am să vă spun ceea ce am promis să fac? Și a spus lui tata și mama, eu voi mai avea încă un copil. Pentru că și noi, biserica, a văzut, ortodoxă română, este cea care strigă din toate puterile, din toți plămânii ei spirituale. Tinerilor, dacă ați rămas însărcinați, nu aruncați copiii din plâmpe cele voastre. Lăsați copiii să se nască. Tinerilor români, creați o familie, aduceți copiii. Căci iată, numai la noi, la parohie, de la începutul anului, este a 23-a mormântare și n-am botezat până acum de cât mai mult cu copii. Unde se îndreaptă în popor, în felul acesta? Și tata și mama mi-a spus, Leana, ne bucură că ești domnul stăcinat. Și n-a trecut mult timp și a spus lui Vasile și lui Ilha, tata și mama, se întâlnim așa pe acum, dar eu am doi copii în plătece, am doi gemeni, am doi băieți. Doamne și mine, mai pot veni pe pământul acesta așa cum am trecut într-un sătuc aici, Buda, în comuna Veste, o femeie care avea doi copii și mai creșteam că doi copii au unei surori plecate și ea, căt-căt, departe de lume, departe de țară, și-a lăsat copiii la sora ei. Și sora ei, când s-a dus la ea, a născut patru copii deodată. Și deodată s-a anunțat trezit în casă cu ori copii. Vara a venit în Procolețul Moldovei, i-a botezat ca slujitor în biserică. Am găsit nași de aici, din Pașcan, de la noi, oameni cu suflet, oameni cu inimă, oameni cu dragoste, oameni cu credință. Și le-am spus, nu numai ținul un ar botez, vedeți că trebuie să vedem acești copii mari. Și tot întreb pe părintele de acolo, de la Bura, ce fac copiii? Și-a spus, a trecut iar, n-a pus am văzut niciunul dintre ei. Atunci. Dar mai sunt și minuni. Dar toate minunile și toate relele se opresc când plecăm de lumea aceasta. Așa cum în mod năcrasnic, neașteptat, Vasile care spunea, ei, eu trebuie să vă întorc pe toți. Am făcut eu o înțelegere că de la 90-92 de ani, venim pe rând în lumea aceasta, dar plecăm pe serii. Așa a plecat și fratele Vasile, așa a rămas ora de 80 ceva de ani în casa natală, unde dorea, probabil, că după ce iese la pensie, să mai călătuiască de la piciorul crucii, sau cum se numește acolo, pe dealurile, pe pârfurile piciorul scurt se numește. Este și piciorul crucii, undeva în zona Sipestiei, așa. În munții aceștia, pe pământul acesta românesc, care este grădina Maicii Domnului, și vă spun ceea ce v-am promis afară, când spunea cât de bogat și plăditor este pământul nostru românesc, grădina Maicii Domnului. Zic că atunci când Dumnezeu a împărțit pământul la popoare, deci a fost tot un plan și un proces dumnezeiesc, ne va vorbi și de-a de la timpă, de la copii. Am plătit să vă. Am plătit. E în libertatea lui. Da,
că îmi stabiliți de acum o lună să vin astăzi la Pașca, la biserică, dar nu pe formulare mai bună de la punctul de clasică. Întâlnire, convorbire, era prilejul de bucurie adevărată, pentru că primințele noastre se derulau amintire retrăite la porțile a școlii și nu au fost puțini ani petrecuți la tine și la tine. Ce mai faci, șefa? Așa m-a îmbrățișat la legia la pensie. Râzând mi-a spus, acuși îmi vine și mie rândul. Fără să mă gândesc unde se va așeza el la rând. Pentru că el râzând sau uneori ironizând, te încuraja și te învărbăta. Minunat om! Firea lui vulcanică cuprindea bunătate, sinceritate, putere de muncă și multă, multă, multă ambiție, mai rar întâlnite toate la un loc, la un bărbat. Excepțional corect. Perfecta colaborare în conducere a dus la un respect reciproc. Eram acasă prețuită de bunul meu soț și la școală de bunul meu coleg Vasile. Era de o mare diplomație cu mine. Nu m-ar fi supărat nici o dată. Știa să-și acopere în fața mea toți colegii, elevii și părinții într-un mod aparte. Știa el când să mi le spună pe toate, bineînțeles râzând, ca și cum ar fi anticipat că eu aș fi luat aceeași măsură. Și toate acestea pentru ca la toți să mi fie bine în școală. Astăzi se m-a dus plouă, alese, cele mai frumoase, așa cum Dumnezeu vedea la toate de 8 martie. Păcat pentru noi, dragule, că Dumnezeu printr-un vis te-a trecut ușor, ușor din părume în alta. Doamne, odihnește-l în pace. Drum bun, domnule director, drum bun, domnule profesor, Dumnezeu să-l ierte. Practică la ceea ce ne ține
Cirul, ale strămoșele noastre, care ca și băieții, dar odată, nu știu dacă au fost ele la Guerra Mondială, dar vei fost tot de loc de vorba la Guerra Mondială. Așa, mă avem pe Cristina Neagră. Și am găsit mai de urmă.